Liberalii vor stoparea deprofesionalizării administrației locale și salarii decente pentru funcționarii publici. Zilele trecute a avut loc în Poiana Brașov, într anuală a aleșilor locali PNL, în cadrul căreia au fost discutate principiile după care va fi structurat viitorul program de guvernare după alegerile parlamentare de la finele acestui an. O delegație a Partidului Național Liberal Arad, formată din 53 de persoane, primari, viceprimari, consilieri județeni, conducerea Consiliului Județean Arad și parlamentari din județ, a participat la discuțiile privind consultarea primarilor pe cele mai importante probleme de rezolvat la nivel guvernamental și parlamentar. PNL își asumă să includă în programul de guvernare adoptarea unui cod al incompatibilităților, dar și rezolvarea problemei salariilor din administrația locală, inclusiv ale aleșilor locali. Una dintre cele mai importante teme o reprezintă descentralizare și când vorbim de descentralizare nu mă refer doar la transferul de competențe de la nivel central la nivel local, ci mai ales de transferul resurselor financiare. De asemenea, un subiect foarte important a fost nivelul de salarizare a funcționarilor publici din administrația locală. Se știe că aproximativ 70% din numărul funcționarilor publici stau pe o salarizare minimă și cei care au vechimea cea mai mare de 9 ani au un salariu de 1500 de lei. Prin rezoluția adoptată, liberalii vor delegarea cât mai multor competențe dinspre structurile centrale către cele locale, prin aceasta urmărind beneficiul cert al unei mult mai bune adecvări a cheltuierilor și investițiilor la necesitățile comunităților locale.